Din Sfânta Carte Biblia, Cartea Profetului Daniel. Citim de la capitolul 9, începând cu versetul 20. Daniel, capitolul 9, versetul 20. Pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu, Israel, și mi-aduceam cererile înaintea Domnului Dumnezeului meu, pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu. Pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor Iute, omul Gavril, pe care îl văzuse mai înainte într-o vedenie, și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. El m-a învățat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis: Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să ți-l vestesc, căci tu ești prea iubit și scump. Ia aminte dar la cuvântul acesta și înțelege vedenia. Amin. Ocupă locurile și ascultăm cuvântul. Slăvit și binecuvântat să fie Cel care a părăsit slava pentru noi și a coborât pe pământ ca să ne răscumpere din păcatele noastre, Cel care a murit și a înviat și s-a înălțat la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi și ne pregătește un loc și este gata să revină pentru a ne duce în slavă. Amin. Mă bucur să ne întâlnim în casa lui Dumnezeu. Este locul cel mai fericit, cel mai minunat, cel mai important de pe pământul acesta, un loc unde se prezintă Dumnezeu, un loc unde ne întâlnim cu Creatorul nostru, pentru că El a promis și scrie Evanghelistul Matei că unde doi sau trei se adună numele Lui, deja se poate da autorizație de adunare și Dumnezeu se prezintă să ia act, să noteze ce se întâmplă acolo. Mi-am propus ca în seara aceasta să vă vorbesc despre un tânăr care s-a hotărât să se păstreze curat la tinerețe și a rămas statornic până la bătrânețe. Într-un cerc de sfinți, alții s-au stricat, cum a fost Elima, cum a fost Iuda, cum a fost Satana. Într-un cerc și un mediu spiritual, unii s-au dedat și s-au lăsat infiltrați de păcat și s-au îndepărtat de Dumnezeu și au căzut. Iar alții, într-un mediu stricat, și-au păstrat viața curată. Unul dintre oamenii aceștia este și Daniel. Dacă el nu și-ar fi încheiat bine alergarea, să putem spune ca apostolul Pavel: uitați-vă înaintașii voștri, urmați-le credința, și spune Biblia: uitați-vă bine la sfârșitul felului lor de viețuire. Am privit până la sfârșitul felului de viețuire acestui om și spune Biblia în Daniel capitolul 12, în finalul acestei vieți, și noi citim la înmormântări înainte de a coborâ trupul neînsuflețit în țărâna pământului: dar tu, Daniele, du-te și odihnește-te în partea ta de moștenire. Atunci când frații ne vor cânta precum trec stelele strălucitoare, sau nu știu ce cântări se cântă dumneavoastră la mormântare, atunci se încheie alergarea, atunci se sfârșește lupta, atunci se va primi cununa din partea împăratului când el va veni să judece pe cei vii și cei morți, când cărțile de aducere aminte se vor deschide și va fi scris tot ceea ce ai făcut și la lumină și nascuns, și se va vesti ce ai făcut la întuneric de pe acoperișul caselor, spune Biblia. Am citit în cuvântul lui Dumnezeu și am văzut cum începe versetul 20 din text. Pe când încă vorbeam eu, mă rugam. Dincolo de religie, dincolo de religie, care de fapt din limba greacă religos înseamnă relegarea omului de Dumnezeu.
între noi și Dumnezeu poate să fie o relație. Și în seara aceasta sunt aici și din partea lui Dumnezeu, autorizat și împuternicit să vă transmit un mesaj și prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu mă rog ca acest cuvânt, pe lângă mesajul cântărilor și al poeziei, să vă ducă, să vă transforme de la omul care are o formă de evlavie, omul care este uneori departe de Dumnezeu, poate nici nu-l înțelege, poate nici nu vrea să vină să stea de vorbă cu Dumnezeu într-un om care poate să aibă o relație cu Dumnezeu. Frumusețea creștinismului adevărat este că dincolo de religie, noi avem o relație cu Dumnezeu. Noi nu învățăm rugăciuni pe de rost, ci atunci când noi venim înaintea Creatorului, înaintea Mijlocitorului, înaintea Totputernicului nostru Dumnezeu, noi vorbim ca unui tată. Noi spunem toate problemele noastre. Rugăciunea noastră este o stare de vorbă cu Dumnezeu și spune aici, pe când vorbeam eu încă, mă rugam. Așa arată cuvântul lui Dumnezeu în text, că omul Daniel avea o relație cu Dumnezeu și la un moment dat am găsit scris într-unul din versete, pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, versetul 21, a venit repede în zbor iute omul Gavril pe care îl văzuse mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. Tema și subiectul meu pentru ziua de astăzi este la jertfa de seară. Și de aceea mă și bucur să predic unor oameni care au venit la jertfa de seară să se închine înaintea lui Dumnezeu. Unor oameni care vor să stea de vorbă cu Dumnezeu. Unor oameni care vor să-L asculte pe Dumnezeu. Nu știu de când și cum au apărut cele trei momente mai importante ale zilei. Dimineața, la miaz și seara. Pentru unii, cele trei momente ale zilei sunt importante că ei atunci mănâncă. Și într-o zi, un bunic stătea de vorbă cu nepotul. Seara, după ce au mâncat bine, nepotul, bunicule, mai este mult până dimineață. Și au zis bunicul, dar de ce? Eu zic, nepotul, să ne trezim să mâncăm. Pentru unii sunt importante că ei atunci mănâncă. Nu vreau să spun că neapărat Dumnezeul lor este pântecele. Doar sunt importante cele trei momente. Pentru Daniel erau importante aceste trei momente, căci el atunci se închina lui Dumnezeu și spune Biblia că de trei ori pe zi se închina lui Dumnezeu și se ruga. Și aș vrea să privim puțin la rugăciunea lui Daniel și apoi să mergem mai departe să vedem ceva ce ne este de folos din textul acesta pentru noi. Pentru că suntem la jertfa de seară și vrem să vedem cum trebuie să venim înaintea unui Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile, unui Dumnezeu care cercetează totul, unui Dumnezeu care ia act și notează în cărțile de aducere aminte. Și spune Biblia că adesea, în Maleah capitolul 3, cei ce se tem de Domnul, spune și cei ce se tem de Domnul, că și ceilalți au notat, că la judecată li se va demonstra și lor. Dar spune Biblia că atunci și cei ce se tem de Domnul s-au întâlnit adesea unul cu altul. De exemplu, în săptămâna aceasta, în fiecare seară, nu? Vă întâlniți. Și Domnul a luat aminte și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea a Totputernicului Dumnezeu. Și îl găsim pe omul lui Dumnezeu Daniel că vine la jertfa de seară cu rugăciunea sa. Haideți să vedem ce fel de rugăciune a avut Daniel, ca să putem să învățăm ceva din rugăciunea lui, că să știți că rugăciunile noastre nu se duc, spunea un frate pe o coală de hârtie la biroul unui director. Rugăciunile noastre sunt notate și merg la Dumnezeu în cer. Și nu știu dacă după rugăciunile noastre s-ar mai putea ruga cineva ca după psalmi. Și citesc, frații, la timpul de rugăciune, fraților, uite cum se ruga omul Dumnezeu aici în psalm, să ne rugăm și noi. Dar cu unii se întâmplă, așa cum spune Biblia, despre cei care bolborosesc multe cuvinte și
Ei sunt pe genunchi, stau de multe ori și eu și ascult. Și vorba lui Simeonu, că-s cu gândul până Austria și până Australia și până Grecia. Și pe toți spun câte ceva. Doamne, îți mulțumesc că sunt aici. Și îți mulțumesc că îți bine, că îți sănătos. Îți mulțumesc de tot ce mi-ai dat. Mai iau o pauză, mai continuă. Dar el nu este cu gândul la rugăciune. Aici se încadrează cei care bolborosesc multe cuvinte fără rost. Biblia spune că trebuie să ne rugăm mult. Că trebuie să ne rugăm întotdeauna. Dar cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta ne arată că rugăciunea noastră trebuie să fie o stare de vorbă cu Dumnezeu. Rugăciunea noastră ne arată, și am citit în textul acesta, că omul lui Dumnezeu stătea de vorbă cu Dumnezeu pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea. Să-i vorbești lui Dumnezeu și El să te asculte. Și haideți să citim. Scrie cuvântul lui Dumnezeu. Citim în Daniel 2:20, să vedeți ce rugăciune a avut Daniel. În primul rând, rugăciunea lui a fost o rugăciune de mulțumire. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Din veșnicie în veșnicie, a lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările, el răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la El locuiește lumina. Pe tine, Dumnezeul părinților mei, te slăvești și te laud, căci mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi, căci ne-ai descoperit taina împăratului. Daniel a venit cu o rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu, la fel cum ne îndeamnă și omul lui Dumnezeu, Solomon, în Proverbe, în capitolul 3. Fiule, nu te bizui pe înțelepciunea ta, nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău, recunoaște-L în toate căile tale. Daniel a venit și a spus, Doamne, dacă am primit înțelepciunea aceasta, este de la Tine. Dacă ni s-a descoperit taina împăratului, asta Tu ai făcut pentru noi. Și el vine și aduce mulțumire. Să poți să vii la jertfa de seară și să spui, Doamne, îți mulțumesc că și astăzi am putut să văd lumina zilei. Îți mulțumesc că și în ziua de astăzi am putut să calc singur și să merg. Și n-a trebuit să merg pe un cărucior de handicapați sau cu cârje. Să poți să vii cu mulțumire și să spui, Doamne, n-am dus lipsă de pâinea aceea de toate zilele. Frați și surori, eu am îndemn să vă spun ceva. Dacă cumva ați așteptat oameni în seara aceasta, atât, cu oameni, nici măcar cu cei pe care i-ați dorit, poate nu vă întâlniți, maxim cu noi. Dacă ați așteptat ca să lucreze Duhul lui Dumnezeu, ațintiți-vă privirile acolo. Eu sunt un simplu și umil slujitor, nevrednic pentru o lucrare așa de mare, dar mulțumesc lui Dumnezeu care m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. Și acum știți ce vă rog eu? Continuați și să vă rugați înaintea lui Dumnezeu, ca Duhul lui Dumnezeu să facă legătura pe verticală. Orice îngrijorare, orice povară străină, orice duc străin care vrea să ne mai amăgească, să ne stăpânească, să ne distragă atenția de la Evanghelie, să fie înlăturată în numele Domnului. Amin? Asta numai pentru o categorie despre care Domnul îmi spune în seara aceasta. Frați și surori, Daniel a venit cu o rugăciune de mulțumire și a spus, Doamne, pe Tine Te slăvesc, pe Tine Te laud, Ție îți mulțumesc pentru că mi-ai dat înțelepciune, pentru că ne-ai descoperit. Vedeți, a pus la plural că descoperirea a fost pentru el, dar el a fost în părtășie și în legătură și s-a unit în rugăciune cu ceilalți sinceri. Așa cum spune Biblia, tu fugi de poftele tinereții și urmărește împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Rugăciune de mulțumire. Apoi găsim scris 9:5, rugăciune de pocăință. Noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, la plural spune, am fost răi și îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile tale, n-am ascultat pe robii tăi prorocii care au vorbit în numele tău împăraților noștri, căpeteniilor noastre, părinților noștri și către tot poporul țării. Tu, Doamne, ești drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine, nouă tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului și întregului Israel, fie aproape, fie de departe, în toate țările,
în care i-ai izgonit din pricina fără de legilor de care s-au făcut vinovați față de tine. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, da nouă, pentru că am păcătuit împotriva ta. Și spune, Doamne, la tine este îndurarea și iertarea, căci împotriva ta ne-am răzvrătit. Să poți veni la jertfa de seară cu o rugăciune de pocăință sinceră și să spui, Doamne, eu n-am fost în ascultare de plină. Să nu faci greșeala și să spui, Doamne, dacă cumva am greșit, să spui, Doamne, și eu sunt între cei care n-au făcut în totul după voia ta, ca robul tău Caleb, ca și Iosua, ca alți sfinți. Îmi văd ticăloșia, nevrednicia mea și, Doamne, de aceea ni se cade acum să suportăm, și la ei a fost mai greu ca în Kosovo, această apăsare și jugul robiei, pentru că am făcut ce era rău înaintea ta. Să poți să vii la jertfa de seară și să spui, Doamne, eu am greșit și am păcătuit. Vin cu pocăință înaintea ta să mă întorc la tine și să-ți cer iertare. Pentru unii este foarte greu. Este foarte greu și când le spui, frate, uite în domeniul ăsta, uite pe linia asta nu mergi bine. Uite, cuvintele astea nu sunt potrivite cu învățătura sănătoasă, cu o vorbire duhovnicească. Și nu doar că nu-ți dă dreptate, dar riști dacă îi atragi atenția. Riști, dar nici Dumnezeu nu se va risca așa cu astfel de oameni să-i ducă în rai. A încheiat odată cu Adam de felul acesta, care să nu fie în ascultare de plină. Oameni care nu mai suportă învățătura sănătoasă. Își vor da, spune Biblia în Timotei, învățători după poftele lor. Pentru că învățătorii aceștia le vor da învățături după poftele lor. Și va face să nu mai suporte învățătura sănătoasă. Dar omul acesta a avut puterea să vină cu pocăință, cu rugăciune de pocăință. Apoi a venit cu rugăciune de cerere. Și găsim în 9:19. Ascultă, Doamne, iartă, Doamne, ia aminte, Doamne, lucrează și nu zăbovi din dragoste pentru tine, Dumnezeul meu, căci numele tău este chemat peste cetatea ta și peste poporul tău, scrie Biblia. O rugăciune de cerere. După ce a venit cu rugăciunea de mulțumire, de recunoaștere a puterii lui Dumnezeu, a călăuzirii divine, vine cu o rugăciune de pocăință sinceră și apoi cu o rugăciune de cerere și spune, Doamne, acum ascultă, iartă, ia aminte, lucrează și nu zăbovi. Și interesant lucru că aduce și o motivație la rugăciune, aduce o rugăciune motivată înaintea Domnului. Și știți ce spune? Căci numele tău este chemat peste cetatea aceasta. Domnul nu se supără dacă aducem o rugăciune motivată. Așa cum a venit omul lui Dumnezeu Moise și a spus, Doamne, de ce să spună neamurile unde este Dumnezeul lor? De ce popoarele care ne așteaptă să mergem înainte până spre Canaan, așa cum ai poruncit, acum să se bucure de înfrângerea noastră și de nimicirea noastră? Doamne, nu nimici poporul acesta. Aduce o rugăciune de cerere motivată. Și nu se supără Domnul dacă venim și noi în seara aceasta să spunem, Doamne, uite, noi suntem adunați în numele Tău. Tu ai promis că cei care se adună numele Tău vor primi din partea Ta binecuvântarea divină, că vor primi răspuns și rezolvare la cereri. Doamne, pentru că suntem adunați în numele Tău, vrem să avem biruință, pentru că biruința este numai în numele Domnului. Și atunci vom spune, Doamne, în numele Tău scoate-ne mai mult decât biruitori, pentru că suntem apăsați, suntem încolțiți, suntem compleșiți. Și Dumnezeul nostru nu se va supăra pe noi și va veni să ne vorbească, slăvit să fie Domnul. De aceea merg mai departe să vedem ce a făcut Dumnezeu. Aceasta a fost partea omului lui Dumnezeu, să vină la jertfa de seară, nu doar, așa cum spune în Roman 12, aduceți-vă trupurile voastre ca o jertfă, așa asta va fi o slujbă duhovnicească, spune Biblia, dar jertfa să fie plăcută.
înaintea lui Dumnezeu. Și apoi, totodată, să aducem închinarea noastră prin rugăciune. Prin rugăciunea de mulțumire, dar izvorâtă din inimă, printr-o rugăciune de pocăință sinceră înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă o întoarcere către Dumnezeu cu cerere de iertare. Recunoaștem că am greșit și am păcătuit înaintea lui Dumnezeu și apoi fiecare în dreptul lui îl roagă pe Domnul să-l ierte și să-i vină în ajutor. Urmează rugăciunea de cerere și apoi să vedem ceea ce face Dumnezeu. Cuvântul Domnului arată: pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor Iute, omul Gavril, pe care îl văzuse mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. La jertfa de seară avem parte de atingere divină. Spune Biblia, a venit Iute în zbor omul Gavril, pe care îl mai văzusem în vedenia mea și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. La jertfa de seară avem parte de atingere divină. Slăvit să fie Domnul! El nu ne lasă singuri. Și să vedem aici ceea ce se întâmplă. Pentru că veți găsi și musulmani, veți găsi și mahomedani, și budiști, și confucioniști, și idolatri, că se vor închina probabil la jertfa de seară. Așa cum oamenii de pe vremea lui Ahab și a Izabelei au venit și au stat înaintea Dumnezeului lor și au strigat din răsputeri până au aiurat și și-au făcut și tăieturi pe corp. Și nimic nu s-a întâmplat. Pentru că Dumnezeul pe care îl slujeau ei era mort. Noi nu avem un Dumnezeu din piatră sau din lemn sau cioplit sau pictat. Dumnezeul nostru este în cerul și El face tot ce vrea. A Lui să fie slavă. Și la jertfa de seară avem parte de atingere divină, am citit aici. A venit și m-a atins. Și când spunem atingere divină, asta are de-a face, în primul rând, cu iluminare divină, iluminarea minții. Spune cuvântul aici, am venit să te învăț. Când ne atinge Duhul lui Dumnezeu, primim lumină duhovnicească. Poți să citești mult în Biblie, poți să iei și cărțile din raft, că vrei să predici Evanghelia sau să ții un studiu biblic. Dacă nu vei sta pe genunchi la jertfa de seară, nu vei primi iluminare. Vei spune poate ce au spus și alții, vei repeta ce ai mai auzit în nu știu ce biserică și nu face rău nici asta, că a spus și Pavel, că mie nu mi-este greu să vă aduc aminte. Și spune Biblia, călcați pe urmele mele, că și eu calc pe urmele lui Hristos. Și am întrebat pe un frate că am întâlnit o cântăreață ce imita pe o altă cântăreață. Și am spus, frate, o fi păcat asta? Și zice, frate, nu-i păcat. Până la urmă, dacă e așa, într-o manieră duhovnicească, că expresia aceea, călcați pe urmele mele, spune, faceți ce fac eu, fiți ca mine, a spus Pavel acolo. Adică să vorbești cuvintele lui Dumnezeu, dar în niciun caz nu vei primi iluminare divină dacă nu îngenunchezi la jertfa de seară. Știți de ce a trebuit să exclame împărăteasa, soția lui Ahasveroș? La un moment dat spune în Daniel 5, ia să vă citesc, Daniel 5, al lui Belșațar, mă scuzați, cu versetul 11. În împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți și pe vremea tatălui tău s-au găsit la el lumini, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. De aceea împăratul Nebucadnețar, tatăl tău, da, tatăl tău împărate, l-a pus mai mare peste vrăjitori, cititori în stele, haldei, ghicitori și anume, pentru că s-a găsit la el, la Daniel, numit de împărat Belșațar, un duh înalt, știință și pricepere, puterea să tâlcuiască visele, să lămurească întrebările grele și să deslege lucrurile încălcite, să fie chemat.
pentru că și-a făcut timp să stea la jertfa de seară înaintea lui Dumnezeu și să aibă o stare de vorbă, o relație, nu doar o religie, înaintea lui Dumnezeu și cu Dumnezeu. Omul acesta a avut parte de atingere divină. Asta înseamnă, în primul rând, iluminarea minții. Și a spus trimisul lui Dumnezeu din cer, am venit să te învăț. Și spune Daniel, și el m-a învățat. Și ce înseamnă asta? Când te atinge Duhul lui Dumnezeu sau trimisul lui Dumnezeu din cer, privești și vezi și înțelegi lucrurile altfel ca până atunci. Că a spus Domnul unor ucenici pe drumul Emausului, o nepricepuților și zăbavniși cu inima, în ce privește să credeți și să înțelegeți ceea ce au spus prorocii. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că la frângerea pâinii a avut parte și ei de atingere divină. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că li s-au deschis atunci ochii. Și când Domnul s-a prezentat în mijlocul ucenicilor și a spus pace vouă, spune Biblia că a stat de vorbă cu ei, au avut și ei parte de o atingere divină și spune Biblia că atunci li s-a deschis mintea ca să poată înțelege. Nu primești iluminarea minții și nu primești deslegare pentru întrebările grele și răspunsuri la lucruri încălcite, plimbându-te pe bulevard, nici vizionând lucruri nepotrivite, nici stând la discuții care nu sunt după placul lui Dumnezeu, nici mergând la părtășii interzise, că Biblia spune în Psalmul 1, ferice de cel care nu se duce, de cel care nu se așează, de cel care nu stă la sfatul celor răi, nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci el își găsește plăcere în legea Domnului, cugetă zi și noapte la legea Domnului. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui. El are o relație cu Dumnezeu. De la religie la relație în seara aceasta. Hai să facem pașii aceștia. Poate pentru unii mai mare distanța, pentru unii poate e foarte aproape. Dar nu uitați că cei care au fost foarte aproape au rămas afară. Fecioarele nechipzuite au avut numai puțin un de lemn în candelă, că au spus la un moment dat, dați-ne și nouă din un de lemnul vostru, că ni se sting candelele, înseamnă că ceva un de lemn aveau. Ei, cu puțin un de lemn au rămas afară. Cele ce au fost pregătite au intrat în odaia de nuntă și au fost toate la adunare și au fost toate cu candele și toate l-așteptau pe mire și toate au auzit strigarea și toate au ieșit în întâmpinarea mirelui și totuși cinci au rămas afară. Așa că la jertfa de seară când vii înaintea Domnului, așa cum se cuvine, ai parte de atingere divină. Asta are de-a face cu iluminarea minții. Apoi, citim cuvântul lui Dumnezeu și spune în 10:19, apoi mi-a zis, nu te teme de nimic, om prea iubit, pace ție, fii tare și cu inimă. Și pe când îmi vorbea el, am prins iar puteri și am zis, vorbește Domnul meu, căci m-ai întărit. La jertfa de seară ai parte de atingere divină și asta are de-a face nu doar cu iluminarea minții, asta are de-a face și cu îmbărbătarea. Așa arată cuvântul lui Dumnezeu în text, că trimisul lui Dumnezeu s-a atins de omul lui Dumnezeu și a spus pace ție. Și Domnul când îți dă pacea Lui, pacea Lui întrece orice pricepere. Pacea Lui îți copleșește inima încât faci ca cel din Psalmul 4. Eu mă culc și adorm în pace. Că numai Domnul îți dă, nu? Pacea sa îți lasă liniștea sa peste tine. Asta are de-a face cu îmbărbătarea. Apoi mi-a zis, nu te teme de nimic. Pace ție, fii tare și cu inimă. Și pe când îmi vorbea el, am prins iar puteri și am zis, vorbește Domnul meu, căci m-ai întărit. Știți ce mă gândesc eu acum? De ce se întâmplă ca mulți ucenici ai Domnului, ca mulți oameni care cred în Domnul Hristos, care îl urmează, dar slujesc așa de departe, ca și Petru, în seara lepădării, nu mai au putere să meargă înainte? Și bat pasul pe loc, ba mai deviază, ba mai dau înapoi, ba mai sunt în stare să spun, auzi, eu nu mai vin la adunare, eu nu mai fac slujbă,
Sau el lasă pocăința deoparte, nu știu care pocăință. Știți de ce ajung așa de slabi și sunt biruiți adesea, mulți credincioși? Pentru că nu și-au mai făcut timp să stea la jertfa de seară înaintea lui Dumnezeu. Pentru că la jertfa de seară pe ei preocupă alte lucruri, au alte îndeleniciri, au alte întruniri. Și după ce stau la masă cu un buibare, mai povestesc și spune, hai să mergem și la o pizza în oraș. Și după ce o încheia de bârfit de unul, s-apucă de altul, că doar sunt destule persoane despre care să vorbești și dacă ești rău intenționat găsești subiecte. Dar cuvinte de zidire nu. Dar să spun, auzi, hai la o rugăciune. Spunea un frate, zice, am fost în Austria, Austria parcă spunea, și la un moment dat stăteam la părtășie într-o familie și am spus, na, ce mai faceți? Și așteptam să spună, hai să facem o rugăciune și iasă pe terasă și strigă pe ceilalți de pe terasa de dincolo, de la casa de peste drum. Băi, ia haideți până la noi, hai la o cafă. Deci atunci mi s-a întărâtat Duhul mine și am zis, măi, dar la o rugăciune, nu vă chemați. Numai la o cafă, visom, beți o cafea, dacă vă ia somnul. Dar stați la rugăciune, chemați-vă la rugăciune. La jertfa de seară ai parte de îmbărbătare divină. Dacă nu-i stai înaintea lui Dumnezeu la jertfa de seară și nu-ți faci timp pentru asta, să-ți aduni familia la rugăciune, să te încui în oidăița ta, să stai de vorbă cu Tatăl Ceresc, să te proșterni înaintea Creatorului cu rugăciunea de mulțumire, de pocăință sinceră și apoi de cerere. Și ce se întâmplă? Slăbești în pocăință. Și ce se întâmplă? Ești biruit în anumite lucruri. Și ce se întâmplă? Te trezești îndepărtat și vei fi într-o zi pierdut și ajungi prin capcana păcatului și ispita celui rău care ți-o întinde. Ajungi unde nu ți-ai dorit. Și de ce? Nu mai e putere. De unde putere dacă n-ai mai trecut pe la sursă? Dar cum să meargă mașina dacă... Eu aveam o vorbă când am luat prima mașină în 87, ca omul sărac, nici nu-mi indica acu și tot pățeam că rămâneam fără benzină. Și aveam o cumnată care acum a plecat în Canada și călătorea cu noi adeseori și eu spuneam, nu se mai accelerează, nu știu ce are. Și acum îmi amintește câteodată, zice, să mai accelerează mașina ta. Dacă mergi la PECO, da. Dacă nu, nici cu punerea mâinilor și nici cu bani nu rezolvi problema. Dacă nu mergi unde trebuie, la jertfa de seară, te îndemn să vii înaintea celui care are toată puterea în cer și pe pământ, care poate să-ți dea și ție și dumneata le din puterea cerească să poți să biruiești. Că ești în luptă, încă nu s-a încheiat lupta. Încă nu s-a sfârșit alergarea. Că spune în Efeseni 6 cuvântul lui Dumnezeu, ca să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Păi după ce ai biruit totul, acum nu, să te hoginești un pic, măcar la adunare, ca acasă ai de lucru destul. Nu, trebuie să lupți în continuare. Și spunea un frate, așa mă potineam într-un frate, tot venea și închidea ochii înaintea mea și adormea la adunare. Și pentru că l-am judecat și am vorbit în dreptul lui, nu știu cum s-a făcut, că fratele ăsta acum e treaz și eu adorm. Nu te grăbi, zice în Roman 2, tu care judeci pe altul. Stai cu minte că o să faci aceleași lucruri. Tu vezi de pocăința ta. Vino înaintea lui Dumnezeu la jertfa de seară și o să ai parte de atingere divină. Asta are de-a face cu iluminarea minții, vei pricepe lucrurile altfel, vei înțelege lucrurile altfel și vei spune acum, cum zice cuvântul, Duhul Sfânt vă va învăța toate lucrurile. Nu va fi nevoie să vină nici dintr-un cul, nici din altul să vă învețe. Dar când veți învăța, veți învăța din partea lui Dumnezeu. Apoi, încă un lucru, în 10 cu 16 arată cuvântul lui Dumnezeu că avem parte la atingerea divină, nu doar de iluminare, ci și de îmbărbătare și apoi de sfințire. Ascultați! Și iată că cineva care avea înfățișarea copiilor oamenilor s-a atins de buzele mele. Eu am deschis gura, am vorbit și am zis celui ce stătea înaintea mea, Domnul meu. Și continuă cuvântul. S-a atins de buzele mele și scrie în Isaia cuvântul lui Dumnezeu,
că un trimis din cer a venit și s-a atins de buzele prorocului ca să-l sfințească. Sfințirea n-o dă nici papa și nici un pontif de la Roma și nici un patriarh și nici un pastor și n-o dă nicio metodă, ci doar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate să producă sfințirea. Dacă Hristos ne-a scăpat de pedeapsa păcatului prin iertare, Duhul Sfânt ne scapă de puterea păcatului prin sfințire și Tatăl ne va scăpa de prezența păcatului prin proslăvire. A lor să fie slava, a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Și putem spune a Lui că sunt una, este Dumnezeu în persoană care intervine în relație cu omul. Și ce a spus Dumnezeu? Unde ești, Adame? Vreau să stau de vorbă cu tine, să mă întâlnesc, să-ți vorbesc și tu să-mi vorbești. Ce crezi, Dumnezeu are nevoie de picturi sau de pictori ca să ne pună în relație cu El? La un moment dat s-o și supăra Dumnezeu și a zis, mă, pentru poporul ăsta nu știu ce să mai fac. Luați niște bolovan și duceți-i pe umeri ca să-și amintească că i-am scos din Egipt. Nu-și mai aminteau de Dumnezeu, ăștia uitau repede de Dumnezeu. Cum ieșeau? La câțiva metri de biserică, uită. Sfințire. Și ce înseamnă sfințire? Sfințire înseamnă punere deoparte. Asta înseamnă sfânt. Scurt așa și la subiect, fără multe explicații. Sfânt înseamnă pus deoparte pentru Dumnezeu. Și oamenii cheamă duhovnicii să sfințească fântâna, nu știu dacă ați fost prin Oltenia, dacă nu, la sfârșit vă povestesc eu destule. Să sfințească și fântâna, să sfințească și casa, să sfințească și mașina. Un inginer vecin de-al nostru, credincios, nevoie mare, a plecat la mănăstirea Lainici, aproximativ 25 de kilometri, acum și-a cumpărat și el un Renault nou, să sfințească. S-a dus la mănăstire, el l-a sfințit, a venit acasă și l-a parcat. Când a venit unul beat cu mașina, când l-a izbit odată, așa l-a întors. Oamenii vor să sfințească și casa și mașina, dar numai pe ei nu vor să se sfințească. Să spun, auzi, eu am nevoie de sfințire, să fiu pus deoparte pentru cer, pentru slavă, pentru mântuire, pentru împărăție, pentru viață veșnică, pentru Dumnezeu. Asta înseamnă să fii pus deoparte. Când toți sunt la meci, tu ești la jertfa de seară. Când toți stau la viziune, tu ai alte viziuni. Unii se uită la filme de dragoste, tu citești de Ioan 3:16, dragostea lui Dumnezeu, care ne-a iubit așa de mult și a dat pe Fiul Său. Alții la războiul stelelor, tu citești din Apocalipsă de stele. Slăviți să fie Domnul! Asta înseamnă să-ți faci timp la șerfa de seară, să stai înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, acesta sunt eu, îți mulțumesc că încă mai trăiesc, acum vreau să mă pocăiesc și apoi vreau să-ți mai și cer ceva. Și Dumnezeu te primește și vine cu atingerea lui divină. Și la atingerea divină ai parte de iluminarea minții, ai parte de îmbărbătare și nu știu ce să produce. Că nu știu nici o să vă explic dacă e un alt gucalmin de ce nu te mai doare măseaua. Sau dacă bași degetele în priză de ce te scuturi. Dar știu că vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și te îmbărbătează. Știu că dacă pentru Domnul Iisus Hristos s-a găsit într-o zi și era seară, la jertfa de seară a venit Mântuitorul și s-a proșternut înghețit mâna înaintea Creatorului tuturor lucrurilor și a spus, Doamne, paharul acesta dacă poate să fie îndepărtat de la mine, dar totuși voia ta să se facă. Și pentru Mântuitorul s-a găsit la jertfa de seară să vină un înger să-l întărească. Cred și sunt convins și pot să te încredințez în mâna Domnului în seara aceasta că și El va veni din cer. Mântuitorul, Duhul Sfânt care este lăsat la lucru, sau un trimis al cerului, sau poate un evanghelist, sau poate un cântăreț, sau un recitator. Și prin el, Dumnezeu să te întărească la jertfa de seară. Că și pe Hristos l-a întărit atunci când a stat în Ghețizmani. Și dacă s-a găsit pentru Iisus Hristos un Simon din Cirena să intre sub povara crucii, se va găsi și pentru tine și pentru dumneata
un trimis al cerului, un trimis al lui Dumnezeu, să intre sub povara ta, că pe credincioși Hristos i-a învățat să-și poarte sarcinile unii altora. Și oamenii lui Dumnezeu fac lucrul acesta. Ei nu apasă, ei ridică. Ei nu împovărează mai tare cu probleme negative, așa cum scrie în Roman 14. Când vă întâlniți, nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Primiți bine pe cel slab în credință. Se va găsi unul care să spună un cuvânt de mângâiere și pentru tine sau pentru dumneata, prin care Dumnezeu să te îmbărbăteze. Asta înseamnă nu doar iluminarea minții, ci îmbărbătare și apoi sfințire. Nu te duce la nimeni să te sfințească, ei nu te pot sfinți. Vino la Dumnezeu și El te va sfinți. Duhul Sfânt are misiunea aceasta să-și pregătească biserica, să o sfințească, să o curățească, ca în ziua aceea să o și răpească, să o prezinte înaintea Mântuitorului. Slăvită să fie această putere de la cincizecimi. Arată cuvântul lui Dumnezeu aici că la jertfa de seară a venit iute în zbor, omul lui Dumnezeu, arhanghelul Gavril, și m-a atins. Atingere divină, apoi intervenție divină, a venit repede. Frați și surori, când vorbim despre intervenție divină, vreau să vă spun că Îngerul Domnului sau trimisul lui Dumnezeu intervine după ce noi ne facem partea noastră. De curând am primit din partea lui Dumnezeu un mesaj și Domnul ne-a spus așa: am hotărât să vă dau binecuvântare în familie, dar să aveți un lanț de post și rugăciune. Și cu familia la post și la rugăciune, soția și 5 copii. Și la sfârșit am zis că nu, acum e în regulă. Mă întreba o soră într-o seară, zice, până la cât trebuie să postim, frate? Zic, până să aprind becurile pe stradă. Zice, da, dacă aprinde becurile în casă mai repede, nu putem sfârși ziua de post, că eu nu prea pot, așa numai până pe la 2-3. Zic, auzi, ține o dată până seara la 7 și de mori, răspund eu. Și acum noi ne-am străduit, ne-am dat silințele și la sfârșit, și ce ne-a zis Domnul? N-ați făcut tot ce trebuia. Și ne-a dat răspuns. Și vasul de lucru nici nu știa că noi cu lanț de post și rugăciune și ce aveam de făcut. A lipsit și vi se cere o jertfă de mâncare. Păi, fratele păstor uita să citească prin Isaia pentru familie, că în ziua postului nu doar dezlegi lanțurile răutății și legăturile robiei, ci adun casa ta pe cel lipsit. Dă din mâncarea ta. Știți că după ce am făcut, în ziua în care am făcut jertfa de mulțumire, de mâncare, atunci Dumnezeu a intervenit. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu intervine printr-un trimis al Lui, după ce noi ne facem partea noastră. Vine omul lui Dumnezeu, timpul trece și noi trecem și ne ducem spre veșnicie, sau spuneam, frate, noi suntem veșnici oricum. Vreau să merg mai repede și să vă spun că omul lui Dumnezeu Ilie a venit înaintea poporului Israel și a făcut partea lui. La jertfa de seară a zidit un altar, a pus acolo lemnele pentru arderea de tot. A pus arderea de tot și când a fost gata, după ce și-a făcut partea lui, a spus: Doamne, acum fă să se cunoască în Israel că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat. Și Dumnezeu și-a dovedit puterea. Din cer eternul suveran, pe loc trimite foc, se mistuie întreg altar și arderea de tot. Cu toți căzut au în genunchi, în semn de osanale. Ești Dumnezeul veșnic sfânt, ți-aducem închinare. Slăvit să fie Domnul! Și ce s-a întâmplat? Dumnezeu și-a dovedit puterea. Dar el, Ilie, omul lui Dumnezeu, a trebuit să-și facă partea lui. Apoi, Dumnezeu intervine după ce ne-am făcut partea noastră, apoi la momentul potrivit. Are el momentul potrivit când intervine. Are vremea lui. Ilie mai amână, mai stă,
Până când a venit momentul potrivit. Secretarul bisericii noastre mărturisea și a spus: frate Corneliu, eram la spital. Eram foarte bolnav, după cum știi. Nu știu de ce, dar la ora 6:15, duminică seara, am crezut că este cutremur prima dată, am simțit că se mișcă geamurile, s-a uitat și ceilalți din salon și așa, ca și cum ai da o comandă, am sărit în picioare și am simțit că acolo este prezența și puterea lui Dumnezeu. Și știți ce a spus? Am fost vindecat. Și a spus, nu știu de ce exact atunci, am spus, știi de ce? La 6:15, la biserică, un frate la timpul de rugăciune a spus, ne rugăm pentru fratele Valer Negoi, că este la spital și trebuie să meargă la Timișoara la operație. Și n-a mai mers la Timișoara la operație, a venit în familie, slăvit să fie Domnul. Are Dumnezeu vremea lui când intervine, la momentul potrivit. Apoi, intervine într-un mod chiar supranatural. Există vindecări prin leacuri, prin știință medicală, există diferite lucrări de vindecare și oportunități pe care le lasă tot Dumnezeu, dar sunt anumite momente în care Dumnezeu intervine prin supranatural. N-aș putea să vă spun ceea ce îl face pe Dumnezeu, ceea ce îl determină pe Dumnezeu să răspundă mai repede sau să intervină mai repede, dar aș putea să vă spun ceea ce arată cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu intervine niciodată prea târziu. Că într-o zi, o năpârcă s-a așezat pe mâna lui Pavel și pentru Dumnezeu n-a fost prea târziu să-l izbăvească. Și ceilalți, spunea un frate, că ceilalți așteptau să se umfle. Că așa se mai întâmplă când mușcă diavolul pe cât e unul, să umfle. Dar acum ăsta e... nu-i simbol aici, era la propriu, nu la figurat. Când s-a așezat năpârca, Pavel n-a pățit nimic. Și Petru era propus pentru ziua următoare să fie decapitat ca și Iacov, fratele lui Ioan. Și în Fapte 12 spune Biblia că biserica nu înceta să se roage. Și Dumnezeu a intervenit și a deschis ușile temniței. Și la jertfa de seară, când biserica era la rugăciune, vine cineva și bate la poartă. Pentru că Dumnezeu poate interveni prin supranatural, a Lui să fie slava. N-aș putea să vă spun ce-L poate determina. Poate post mai mult, poate rugăciune, poate inima sinceră, poate toate acestea la un loc. Este un alt subiect de predică. Să intervină Dumnezeu mai repede. Ce-L poate determina? Dar știu că El nu intervine niciodată prea târziu. Știu că El este la cârma vremurilor. Știu că pe Dumnezeu nimic nu-L ia prin surprindere. Slăvit să fie numele Domnului. Și acum, în ultimul rând, arată Biblia că în versetul 23 am citit de aici: a venit cuvântul, a ieșit cuvântul, scrie aici, și eu am venit să ți-l vestesc. Tu ești om prea iubit și scump. Așa a spus trimesul lui Dumnezeu. Scump înseamnă valoros, de mare preț, valoare inegalabilă, incomparabilă, inestimabilă. Dacă m-ați pune să vă explic sau să mă exprim câtă valoare au în ochii mei și în inima mea soția și copiii, și asta e pe plan uman, în gândirea noastră limitată, aș putea să vă spun că nu am cuvinte să vă explic. Și ce înseamnă în ochii lui Dumnezeu valoros? Adică nimic din lumea aceasta nu este de același preț sau de un preț mai mare decât persoana ta. Că ai mare valoare în ochii lui Dumnezeu, spune Isaia, pentru că ai preț în ochii mei și te iubesc. Ce a spus Domnul? Dau, nu numai pe Ceaușescu pentru tine deoparte, dau popoare pentru tine și neamuri pentru viața ta. Și dacă treci prin ape, ele nu te vor îneca.
Și dacă treci prin foc, focul nu te va atinge, ca pe cei trei tineri din cuptor. Și dacă te duci de două ori așa cu mașina peste cap, te ridici în picioare și te urci în altă mașină și pleci mai departe. Știți de ce? Că noi suntem scumpi în ochii lui Dumnezeu. Tu ești prea iubit și scump. Știi ce înseamnă prea iubit? Mai mult decât iubit. Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ce a avut El mai scump, a dat pentru noi. Asta înseamnă scump, prea iubit. Vă citesc cuvântul lui Dumnezeu din 1 Timotei, din 2:4. Este scris cuvântul lui Dumnezeu de Apostolul Pavel și spune așa, știți, introducea, vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, la jertfa de seară prima dată. Și apoi spune, lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită, a spus Pavel. Mă rog ca acum, la jertfa de seară, aici unde este prezența lui Dumnezeu, aici unde Dumnezeu nu are nevoie de intermediari în relația cu El și nu trebuie să mijlocească nici duhovnicul și nici alți sfinți pentru noi, este un singur mijlocitor, am citit acum, între oameni și Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Acum la jertfa de seară, în încheiere, pentru că așa am primit libertate din partea responsabilului de biserică, aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu cu toți, cu o rugăciune, cu rugăciunea noastră. Așa a făcut și Daniel. A venit înaintea lui Dumnezeu la jertfa de seară cu o rugăciune de mulțumire. Și noi avem motive suficiente să-i mulțumim lui Dumnezeu. Amin? Și în seara aceasta venim cu o rugăciune de mulțumire. Apoi, o rugăciune de pocăință sinceră. Și nu lăsăm textul în dreptul altuia, sau lui Hăldenov veni seara asta, sau cel care nu-l interesează. În dreptul nostru să spunem, Doamne, vreau să vin cu o rugăciune de pocăință sinceră înaintea Ta. Dacă trebuie să mai sufăr pedeapsa câteodată, asta mi se cuvine pentru că nu sunt după voia Ta și mai vii cu nuiaua și mă mai mustri poate prin cuvânt și poate că mai mi-atragi atenția și mai dai câte un semnal de alarmă, vin cu o rugăciune de pocăință sinceră înaintea Ta în seara aceasta. Asta înseamnă o întoarcere din toată inima către Dumnezeu. Pocăință, în trei cuvinte, înseamnă verificare, constatare și îndreptare. Și apoi să venim cu o rugăciune de cerere. Și mă rog ca toate cauzele ce le aveți după voia Domnului să vă fie împlinite. Și Dumnezeu nu se va supăra dacă vom aduce o rugăciune de cerere motivată și să spunem, Doamne, eu sunt copilul Tău. Pentru mine s-a jertfit Mântuitorul și mie mi-a scris numele în cartea vieții. Nu mă lăsa să fiu alungat, părăsit, zdrobit, nimicit de puterea celui rău, ci ajută-mă să biruiesc. Am fost slab la capitolul clevetire, dă-mi putere. Îți promit din partea lui Dumnezeu că dacă vei veni așa, după cum a venit și Daniel, după cum cere Biblia la jertfa de seară, vei avea parte de atingere divină. Vei avea parte de iluminarea minții, să poți să înțelegi lucrurile lui Dumnezeu. Că spune Biblia în 1 Corinteni că lucrurile adânci ale lui Dumnezeu ne-au fost descoperite prin Duhul Său. La jertfa de seară are Dumnezeu între noi, în mijlocul nostru, în biserica sa, în inimile noastre, puterea Duhului Sfânt, care să dea iluminarea minții, care să dea îmbărbătare, care să dea sfințire. Asta înseamnă atingere divină.
Apoi vei putea să ai parte de intervenție divină și Dumnezeu intervine după ce îți faci partea ta. Intervine niciodată prea târziu și poate interveni chiar la supranatural, prin mod supranatural. Și mă rog ca El să facă lucrul acesta la cauza dumneatale, la situația ta, la cerința și la dorința sufletului și a familiei tale și ale dumneatale. Amin? Și apoi la jertfa de seară vei putea să ai parte și mă rog să se întâmple aceasta de un glas duios și blând pe care să-l auzi în compartimentul cel mai intim al ființei tale. Din partea lui Dumnezeu, tu ești prea iubit și scump. Să lași și să nu iei în vedere dacă oamenii te-au părăsit poate, s-au întors împotriva ta, te-au vorbit de rău, au fost indiferenți, te-au neglijat, te-au privit poate uneori chiar cu dispreț. Este unul în ochii căruia ai mare preț și valoare. Ești scump și prea iubit. Vreau să spun, dragul meu, frate și soră, că nu se mai merită și, dragul meu, prieten, să mai păcătuiești. Nu se mai cade să superi pe Dumnezeu prin păcat, pentru că El atât te iubește încât a plătit o jertfă de răscumpărare. Și acum noi să mai păcătuim? Și acum noi să continuăm să ne complacem în stare nepotrivită? Neprihănire înseamnă stare după voia lui Dumnezeu. Păcat înseamnă stare nepotrivită, care nu este după voia lui Dumnezeu. El așa mult ne iubește și avem preț în ochii Lui și valoare. Vrei să primești într-o zi blestem? Vrei într-o zi să fii îndepărtat și trimis de la fața lui Dumnezeu, care va spune, mergeți blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui? Doamne, am vrea ca și acum și atunci să rămânem cu valoare și cu preț în ochii Tăi și să spui, veniți binecuvântații Tatălui meu. Frați și surori și stimați prieteni, nu este altă cale de a veni înaintea lui Dumnezeu. Singurul mijlocitor este omul Iisus Hristos, am citit în Timotei capitolul 2 de la versetul 4. Reluați acasă, scrie negru pe alb, scrie citeți, unii citesc printre rânduri, zice Simeonuc, dar noi citim după cum scrie, împlinim după cum voiește Domnul. Amin? Frați și surori, hai să ne ridicăm la jertfa de seară.